În ultima noastră zi în Norvegia, am profitat de escala în Oslo, unde oricum trebuia să schimbăm aeroportul, ca să vizităm câteva locuri din oraș. Biblioteca, opera și muzeul Munch, unde nu am mai filmat. Muzeul e enorm și trebuie să vă luați câteva ore bune să-l vedeți, că noi era să pierdem și avionul din cauza asta. La gară ne-am reîntâlnit cu Alex, un prieten care ne-a sugerat să vedem biblioteca. Din prima am avut senzația că intru într-un mall la cât de mare era, doar că în loc de magazine erau rafturi cu cărți și alea nu erau toate pentru că majoritatea arhivei era la subsol. La etajele superioare erau doar spații pentru citit și studiat. Când am ajuns sus, la ultimul etaj, am descoperit o zonă cu o priveliște superbă, unde la fel puteai să stai, să studiezi sau să joci șah. Da, erau mese de șah peste tot și n-am putut să ratăm ocazia. Suntem în biblioteca din Oslo, despre care n-am cuvinte să vă zic cât de frumoasă e. Aici vii de drag, zici că e o combinație într-un mall, dar nu părțile alea urâte de la mall și... nu știu, o sală de lectură super modernă, super tare, open space. Am pierdut timp. Și am furat și startul. Va câștiga cineva, ce se întâmplă dacă te termine timp? Dacă se termină timp, ai pierdut toată lumea. Stai, că am rămas în șah. După ce am pierdut meciul de șah, mi-au atras atenția niște boxe de o singură persoană, ca să realizez că erau de fapt locuri pentru vizionat filme. Știți cum e, la ei nu prea merge cu site-urile de torente. Erau acolo chiar și săli mai mari pentru proiecție. Să mai zic că aveau dotări mai faine și cred că și filme mai multe decât toată facultatea noastră de film din România. Mai jos, am dat și de un loc de joacă pentru copii. Da, în bibliotecă veneai cu copilul, îți parcai căruciorul și îl lăsai să se joace liniștit. Logic, aveau și cărți pentru copii și spațiul era făcut cât mai primitor, atât pentru părinți, cât și pentru ăștia mici. După bibliotecă am mers spre operă, care e o clădire frumoasă și pe acoperișul căruia poate urca oricine. Are o arhitectură foarte interesantă, bazată pe linii drepte și unghiuri ascuțite. E o clădire masivă, având 1100 de camere și un total de aproape 50.000 de metri pătrați. Exteriorul placat cu marmură și granit alb amintește de forma unui ghețar care pare să iasă din apă. Din 1300 nu se mai construise în Norvegia o clădire culturală atât de mare. Cam atât din Oslo, pentru că am fost pe fugă să prindem următorul avion. Dacă v-a plăcut vlogul, vă invit să mă urmăriți și în celelalte călătorii prin lumea asta mare. Salut și ne vedem în vlogul următor!